Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camele în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Astăzi vom face o crostată cu Nutella, o budingă cu bostan și o băutură cu ghimbir, cu curcuma și cu scorțișoară. Și punem și lămâie. Așa. Și acestea sunt ingredientele pentru crostată. Ingredientele, mi-am preparat și ingredientele pentru budinga noastră cu bostan. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Am intrat din nou în direct și o să facem și o băutură. O să începem cu crostata și aici o să avem nevoie pentru crostata noastră de un ou. Vedeți? Un ou. Apoi 100 de grame de zahăr. Eu aici am zahăr brun integral, dar puteți pune și zahăr normal. 125 de grame de unt, un praf de sare, 8 grame de praf de copt, coajă de lămâie, de portocale, esență de vanilie, ce doriți, rom, așa, și făină, circa 500 de grame de făină. O să o adăugăm treptat, deci făina cât cuprinde. Și o să începem cu crostata. Lăsăm aluatul să se odihnească și apoi vom face bostanul, budinca noastră cu bostan. Bostanul eu l-am fiert și vom pune și bostan fiert, lapte, griș, unt, coajă de lămâie, un praf de sare și scorțișoară. Și apoi facem băutura noastră cu scorțișoară, cu ghimbir. Bună ziua, Zbrianca! Bună ziua tuturor și bine ați venit! Și cu curcuma, cu lămâie, o să punem lămâie, o să le punem pe toate la fiert și o să facem o băutură delicioasă și bună. Și să începem. Am să dau eu aceste ingrediente puțin deoparte și o să, crostata o să o umplem cu Nutella. Puteți și cu dulceață și cu ciocolată, cu ce doriți o umpleți. Am să dau Nutella deoparte. Așa. Și am să pun ingredientele așa pe părți. Aici am un bol. Și voi pune untul. Deci 125 de grame de unt, 100 de zahăr, eu aici am zahăr brun integral, dar puteți pune și zahăr normal. Așa. Am să pun și un praf de sare. Coajă de lămâie. Deci când aveți lămâi biologice, portocale, le puneți cu zahăr și le conservați în frigider. Și este o aromă naturală. Așa, și eu pun așa o linguriță de coajă de lămâie. Ia uite-te. Și să amestecăm untul cu zahărul. Așa, eu cred că am să fac totul cu mâna astăzi. Așa, să dau deoparte. Am revenit. Așa. Și am să amestec cu mânuța. Așa, untul cu zahărul. Aici am zahăr brun integral. Dar puteți pune și zahăr normal. Și amestecăm așa bine. Și ne facem
aluatul de la crostată, lăsăm să se odihnească și cât se odihnește o să facem budinca cu bostan. Eu am fiert bostanul, îl puteți coace și la cuptor sau la abur. Acum fiecare cum preferă. Așa. Și amestecăm bine untul cu zahărul, cu coaja de lămâie și praful de sare. Apoi adăugăm ouul. Și amestecăm așa bine. O să pun așa. Și amestecăm așa bine. Puteți face și cu un mixer dacă doriți. Acum să adaug și ouul. Și amestecăm așa bine. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi suntem tot de pe telefon, încă nu a ajuns internetul, așa am schimbat linia, sperăm că o să fie mai bună și durează puțin. Așa. Și facem de pe telefon. Și amestecăm așa bine. Vedeți? Așa. Până se spumuiește. Amestec puțin și apoi adaug făină și cu praful de copt. Așa. Acum adăugăm o parte din făină și cu praful nostru de copt. Așa. Îl punem pe tot. Și amestecăm așa bine. Făina o adăugăm treptat, puțin câte puțin, și vedem cât intră. Deci în momentul când aluatul nu se mai lipește de degete, de mână, și nu este nici foarte moale, dar nici foarte tare, atunci este gata. Așa. Și acum amestecăm așa bine. Zahărul este aproape topit. Așa. Ia uitați, vedeți? Cam așa arată. Așa. Și mai adăugăm făină ca să facem aluatul nostru de crostată. Așa. Adăugăm făină. Vedem dacă ne mai trebuie. Apoi o să punem aluatul în folie și facem budincă. Este aproape gata. Încă puțină făină mai trebuie. Deci zahărul încă nu se simte, deci trebuie să se topească bine, bine zahărul. Așa.
Încercați cu zahăr brun să vedeți ce bun este. Așa este gata. Acum strângem tot aluatul și îl punem în folie. Așa. Deci mi-a intrat cam jumătate din făină. Aici am avut aproape 600 de grame. Așa, strângem și îl punem în folie. Uitați cum arată. Vedeți? Așa. Și acum am să pun acest aluat în folie și ne ocupăm de pudinga noastră. Așa, am să dau deoparte. Deoparte și făină. Și acum vom pune aluatul în folie alimentară și îl lăsăm să se odihnească puțin. Aici avem aluatul. Ia uitați cum a reușit, vedeți? Așa. Cam aceasta este consistența. Nu trebuie să fie nici prea tare, dar nici prea moale. Și acum îl punem așa aici. Și am să-l dau la frigider cât facem budinca să se odihnească. Așa. Și acum, pentru pudinga noastră avem nevoie de bostan. Am să pun circa 200 de grame de bostan fiert, așa cu tot cu zeamă. Eu l-am fiert, îl puteți face și la cuptor. Și o să avem nevoie de 100 de lapte, 60 de griș. Apoi mai avem nevoie de 30 de grame de unt, de scorțișoară, un praf de sare, puțină coajă de lămâie și o să dăm pe deasupra cu sirop după ce le scoatem din cuptor. Și voi pune în aceste forme. Ia uitați. Și o să facem. Eu am mai făcut cu dulceață. Dar fără bostan, o budincă simplă, tot în aceste forme. Așa. Și acum, am să dau deoparte. Aici am o tigăiță, o să facem totul pe foc. Așa. Și am să-mi cântăresc 200 de grame de bostan fiert. Pe cantar. Am să scot cu o lingură din bostanul nostru. Vedeți, eu l-am fiert cu tot cu coaja, cu totul.
Deci spălat bine și pus, am pus în oala cu presiune, cu puțină apă, puțină, puțină, dar îl puteți face și la cuptor și pe baie de abur. Așa. Și am să scot 200. Vedeți? Așa. Am 50. Deci fără coajă. Am fiert cu coaja pentru că își lasă toate vitaminele în interior și este foarte delicioasă această prăjitură. Așa, și mai scoatem de aici să facem 200. Așa, și avem 200. Acum voi pune peste 100 de lapte. Eu nu pun zahăr, că bostanul este dulce, dar puteți adăuga și o lingură, două, trei de zahăr. Așa, o să pun puțină coajă de lămâie, tot așa o linguriță. Așa, scorțișoară. Tot așa o linguriță. Așa. Un praf de sare. O să pun. Și untul. Și am să pun pe foc. Așa, dăm deoparte. Așa, lăsăm să fiarbă, amestecăm bine totul și apoi adăugăm grișul nostru. Am să amestec un tel. Lăsăm să fiarbă și între timp să vă arăt și să vă spun ingredientele la băutura noastră. O să avem nevoie de apă. Eu am aici pus într-un vas 300 de apă. Apoi vom pune o bucățică de ghimbir. Voi pune o lămâie. Dacă aveți lămâi biologice, le puneți cu tot cu coajă, tăiată bucățele. Eu am să pun doar mijlocul, fără coajă. Așa. Scorțișoară, puneți, dacă aveți așa bastonașe sau dacă nu, puneți o lingură de praf, de scorțișoară. Eu am să pun așa unul din acesta. Așa, ia să-l scot. Să știți că este bună, 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 bună. Eu o beau fără zahăr, dar dacă doriți, puteți îndulci cu puțin zahăr sau cu miere de albine. Așa, vedeți? Pun așa un bețișor de scorțișoară. Și cam așa o bucățică de ghimbir. O curățim așa de coajă. Ia uitați, aici ghimbir natural, bun. Așa, și apoi o linguriță de curcumă. Deci aceasta o să fie băutura noastră. Și să o punem pe foc, să se facă între timp. Aici am apă, 300 de apă. Voi pune o linguriță de curcumă. O să pun așa pe linguriță. Pun o linguriță de curcumă. Nu știu dacă se vede. Așa. Punem
bețișorul nostru de scorțișoară sau o lingură de scorțișoară în praf, punem așa în interior. Am să dau așa. Am să curăț ghimbirul cu o linguriță și îl tăiem bucățele. Vedeți cum se curăță ușor, ușor, ușor cu o lingură sau cu o linguriță. Așa. Îl spălați bine și apoi îl curățați. Cam așa o bucățică. Acum fiecare încearcă și pune după gust. Și am să-l tai bucățele cu un cuțitaș, acest ghimbir. Și-l tai bucățele, bucățele. Deci am pus curcuma cu o linguriță. Un bețișor de scorțișoară sau o linguriță de scorțișoară în praf. Punem ghimbirul. Așa. Tăiat bucățele. Dacă nu vă place și credeți că pișcă prea tare, puneți mai puțin, puneți jumătate. Așa. Este o băutură delicioasă, delicioasă și mai ales pentru cei care doresc să slăbească, este foarte bună. Așa. Și tăiem așa bine. Și punem aici în apă. Acum voi tăia și lămâia. Așa. Și lămâia o voi tăia fără coajă. O voi curăța bine, 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 bine. Și o voi tăia bucățele și o punem la fiert. Așa. Și o tăiem așa bucățele. Și am să pun, am pus întreagă. Așa. Și dăm deoparte. Și acum o să punem pe foc. Și aceasta este băutura noastră. Punem pe foc, la foc mic. Și o lăsăm să fiarbă circa 5 minute, 10, acum depinde. Și o lăsăm să se odihnească măcar o jumătate de oră și după ce o servim. Eu o fac în această cantitate de apă de 300 de grame de apă, pentru că este concentrată și o pun în cam de două degete într-un pahar de apă de 200 și apoi completez cu apă și se poate ține 2 zile la frigider la rece. Așa. Aici avem budinca noastră. A început să fiarbă și amestecăm puțin așa bine totul. Așa.
Voi deschide și cuptorul, că o să punem crostata în formă. Și așa. Mai pun puțin pe foc, între timp deschid cuptorul. Așa, la 180, deci sus și jos. Așa. Ia uitați, acum voi adăuga grișul. Aici, peste. Și amestecăm bine și punem pe foc din nou. Închid. Și acum toată această compoziție, așa, o am să pun în aceste forme, să vedem câte o să ne iasă. Să pun așa și după aceea o să dăm la cuptor, împreună cu crostata. Așa. Și acum o să luăm din compoziție și o să punem așa în formele noastre aici. Să batem așa. Așa, bine, 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 să intre peste tot. Aici la noi plouă, 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 plouă la Roma. Așa. Și acum voi da la cuptor și ne ocupăm de crostată.
Să-mi aduc aluatul de la frigider. Aici fierbe la băutura noastră. Aici avem aluatul nostru odihnit, de crostată, îl desfacem. Și o voi pune într-o formă de 22. Deci eu nu o ung, o las așa, are destul unt în interior. Și acum am să rup în două și o să întind aluatul așa în interior aici. Întindem așa cu mâna, încet, încet. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase și numai. Așa, pentru cine a venit mai târziu, am pus la cuptor budinga cu bostan. Acum facem crostata, o punem în formă și o să punem Nutella, dar puteți pune și dulceață, și cremă de vanilie, ce doriți. Așa, și eu am făcut-o dintr-un ou, 125 de grame de unt, am pus 100 de grame de zahăr brun, de aceea are această culoare mai închisă, integral, dar puteți pune și zahăr, un praf de sare, coajă de lămâie pusă la borcanel cu zahăr, așa, apoi am pus 8 grame de praf de copt și mi-au intrat circa 300 de grame de făină. Făina o adăugăm treptat și amestecăm totul până nu se mai lipește de degete. Așa. Și acum să dăm formă la crostata noastră aici și să o umplem. Așa. Acum depinde cât de gros doriți să fie stratul de sub. Puteți face două crostate, vă ies cam de 22. Așa. Eu o fac destul de subțirică, am să vă arăt după ce este coaptă cât este de groasă. Așa. Vedeți că apăs pe mijloc ca să o fac subțire și pe margini și după aceea pot să tai așa și mă duc spre margini. Puteți apăsa și cu un pahar dacă doriți. Așa și ne ducem aici pe margine și facem și marginile să nu fie prea groase. Nu ne place prea mult aluat, cât mai multă umplutură. Așa. Voi tăia surplusul. Așa.
Și întindem așa bine în forma noastră. Am să-i tai surplusul aici. Vedeți? Așa. Acum voi pune Nutella. Întindem. Așa, un strat. Nici prea gros, dar nici prea subțire. Și acum dăm deoparte. Aici am un fund. Hârtie de copt, unde am să întind ca să decorăm pe deasupra. Am revenit. Așa.
întindem aluatul nostru aici. Îl putem decora cum dorim deasupra. Aici vedeți că fierbe și am să închid. Așa. Și lăsăm să se odihnească. După aceea o să vedem și băutura noastră. Avem o formă. Aici am o formă de prăjitură, vedeți, pentru din plastic, pentru fursecuri. Și o să facem și floricele să le punem deasupra. Și am să întind. Să țin aluatul. Puteți pune și șuvițe deasupra. Fiecare decorează cum îi place. Și acum, aici avem prostata noastră. Am să păs marginile puțin așa în jos. Să le apăs așa cu un... Nu știu dacă se vede ce fac eu aici. Așa. O decorăm și o dăm la cuptor, la 170 de grade, vedem, circa 20 de minute, că este subțire. Așa. Și acum, voi tăia floricele și le vom pune pe crostata noastră. Așa.
vă ajutați cu puțină făinuță. Așa. Așa, și punem roată împrejur aceste floricele. Mulțumesc, Maria! Eu vă mulțumesc tuturor că mă urmăriți și că îmi sunteți alături. Astăzi am intrat din nou și facem împreună. Așa, e să mă uit la cuptor, să vedem aici. Să vedem budinca noastră dacă este gata. Așa. Puteți tăia pe hârtie și le băgați floricele, scoateți surplusul și apoi băgați un pic la congelator să se întărească și imediat le luați și le puneți. Și o să vă vină mult mai ușor să le faceți. Așa, îi punem două. Așa, și să vă ajutați cu făină, ca să iasă mai repede. Așa, să punem una și în mijloc. Să punem una așa aici. Și imediat punem la cuptor. Așa. Trebuie răbdare. În bucătărie trebuie răbdare, răbdare, răbdare. Bună ziua, Vase! Așa. Și acum, să strângem aluatul. Și am să-l întind din nou. Să facem și câteva rămurele. Să punem. Așa, și întindem din nou. Să dau puțin mai în față. Alunecă. Alunecă, alunecă. Puteți întinde aluatul ajutându-vă cu făină, dacă doriți. Cine nu are hârtie de copt acasă, cu făinuță. Așa, ia să mai întind un pic. Așa. Și acum.
Și ne jucăm. Astăzi ne jucăm. Ne jucăm ca întotdeauna. Așa. Și cu restul de aluat care ne-a rămas, facem alte crostate. Putem face și mini crostate, și fursecuri, și biscuiți. Le dăm ce formă dorim. Așa. Ia uitați, cam așa a ieșit. Întoarsă invers, eu am făcut-o invers, uitați. Și am să o dau la frigider și noi o să vedem ce facem cu restul de aluat care ne-a rămas. Așa, am să dau la frigider, la cuptor, la 170 de grade, o să vedem circa 20 de minute. Încercăm, este foarte subțire și se face repede. Budinca noastră este aproape gata. O să strâng aluatul și îl întindem din nou. Așa. Și putem face mini fursecuri. Bună ziua, Saverio! Grazie, grazie, grazie! Buongiorno, Saverio! Acum, să vă arăt băutura. Băutura este gata și imediat continuăm cu aluatul nostru. Eu să dau puțin așa de parte. Și să vă arăt băutura făcută cu curcuma, cu ghimbir. Aici am pus-o. Eu am făcut-o mai concentrată pentru că o alung cu apă. Deci într-un pahar de 200 eu îmi pun puțin și după aceea completez cu apă. Deci am să vă pun aici să vedeți ce am făcut eu. Am să pun și codița la un cuțitaș sau vârful. Așa. Să sperăm că nu se rupe. Mulțumesc, Geta. Ia să punem așa. Vedeți? Băutura noastră cum arată. Așa. Am să pun cu totul așa aici. Ia uitați. Așa, cu lămâi, cu tot. Și trebuie lăsat să se odihnească și după aceea băută. Așa. Ia uitați ce bunătate avem noi aici. Într-un pahar, cum v-am spus, eu pun, că este concentrată, pun cam de 2 degete. Așa și completez cu apă și este un deliciu. Bună ziua, bună ziua! La cine a venit mai târziu? Aici avem așa o băutură delicioasă, făcută cu o linguriță de curcuma, un bastonaș de scorțișoară sau o linguriță de scorțișoară. Mulțumesc, mulțumesc, Geta! Îți mulțumesc din suflet și ție tot la fel. Îți doresc multă sănătate și numai bine. Și ghimbir, tot așa, o bucățică și o lămâie. O lămâie eu am pus-o fără coajă, că nu era biologică, dar dacă e biologică, o puneți cu tot cu coajă și să vedeți ce băutură delicioasă. Și completăm cu apă. Ia uitați, cu apă. Vedeți? Este un deliciu. Cine dorește poate adăuga și puțin zahăr sau puțină miere de albine. Deci aceasta este băutura de astăzi. Și acum să facem fursecuri, să completăm. Să terminăm ca să dăm la cuptor. Și între timp se face și crostata și budinca. Așa. O să pun aici în spate. Am să pun căpăcelul. Așa. Și când se răcește, o puteți ține. Mulțumesc, Geta. Îți mulțumesc. Pupici.
Și când se răcește această băutură, o dăm la frigider și o putem servi și a doua zi și a treia zi. Nu mai mult. Așa. Și acum să trecem din nou la crostata noastră și la aici. Așa. Și acum putem face și fursecuri, putem face și altă crostată dacă dorim. Sau facem mini crostate. Așa. Ia să vedem. Cu un păhăruț, să întindem așa puțin aluatul și să-l tăiem. Ia să vedem. Ne putem ajuta, cum am spus, și cu făină, dacă dorim. Așa. Și dăm așa o formă. Ia uitați. Așa. Și acum umplem cu. Eu am să lucrez pe fund și am să pun totul pe hârtie. Aici am să dau hârtie deoparte. O să le pun și aici alături. Așa. Ia să vedem, sperăm că nu se lipește. Am să mă ajut cu puțină făină. Așa. Am să pun puțină Nutella aici în. Cu altă linguriță să mă ajut. Curge, curge, curge. Așa. Și facem mini crostate. Tăiem așa o floricică. Unde am pus? Unde am pus? Și o punem așa pe mijloc. Pe margine putem să le dăm așa un model. Și le dăm la cuptor după aceea și le facem așa pe toate. Luăm aluatul, îl întindem puțin. Ia să mă ajut cu puțină făină ca să nu se lipească. Așa. Și forma și acest păhăruț îl dăm cu făină și întindem aluatul. Alunim așa pe tot și întindem. Ne ajutăm cu făină să nu se lipească sau faceți pe hârtie. Ia să vedem budinca noastră cum este. Se face. Și o să facem câteva. Așa, putem da așa prin făinuță. Și apoi le dăm la cuptor. Așa.
Frângem aluatul și pe aceea îl întindem din nou. Așa. Putem apăsa și cu mâna dacă dorim să facem locașul. Așa. Unde punem puțină Nutella. Așa, ia uitați, vedeți? Îl putem face și cu mânuța. Așa. Și acum punem Nutella. Câte puțin pe fiecare. Așa. Cui nu-i place Nutella? E un deliciu. Puteți umple și cu dulceață dacă doriți. Așa. Mai pun puțin. Și acum întindem să punem deasupra floricica. Așa. Securile. Și acum întind puțin aluatul. Să punem floricica deasupra. Îl facem mai subțire. Ia să pun puțină făină ca să pot să întind. Așa. Putem și înțepa în mijloc, așa. Așa. Și am făcut și astăzi 3 rețete, am făcut. Apoi o să intrăm luni din nou în direct. Săptămâna viitoare facem un tort. Un tort simplu, așa cum îl fac eu. Simplu și bun. Așa. Și acum
Tăiem așa, putem și cu furculița putem face. Vedeți? Nu m-am uitat la ceas să văd costata cât stă. Așa. Și acestea sunt rețetele de astăzi. Crostată cu Nutella, budincă cu bostan, budinca cu bostan, un deliciu. Așa. Ia uitați. Ce frumoase sunt. Așa, și mai avem o bucățică de aluat și să le facem pe toate. Așa. Eu vă aștept și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acolo găsiți peste 900 de rețete, dulci și sărate. Și nu numai. Așa, puteți face și rotunde, vedeți? Așa, faceți un cerculeț. Fără să întindeți foaia, să le fac un pic mai mici, ca să-mi iasă și floricica. Așa. Așa, împăsăm așa puțin și apoi cu fundul ne ducem așa. Ia uitați, vedeți? Dar cum fiecare face cum și cu ce are în casă. Sau puteți pune în forme. Așa, punem puțină Nutella și am terminat. Așa, ia să punem puțină Nutella. Cred că am pus prea multă. Așa. Le punem așa aici. Și apoi le dăm la cuptor. Punem puțină făină. Bună ziua, bună ziua, Vivi! Bună ziua și eu te îmbrățișez cu mare, mare drag. Așa. Și facem așa câte o floricică. Punem deasupra. Așa.
spirală să o pun aici, pe ultima. Așa. Ia să tăiem și aici marginea. Cum am spus, puteți face și cu furculița dacă doriți. Să mă uit să văd dacă crostata este gata. Așa. Și aici mai facem un mic, 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 mic. Îi pun puțină Nutella și este gata. Așa. Și asta lăsăm așa. Mic, mic, mic. Mic, micuț. Așa, să ne dăm deoparte tot ce avem aici. Și să vă arăt ce am pregătit noi astăzi. Așa. La crostată, la cuptor, să vedem dacă este gata. Și apoi o să punem acestea. Așa. Ia să vedem budinca noastră cum a ieșit. S-a răcit puțin. Budinca noastră, vedeți? Este fierbinte încă. Așa, și cine dorește o poate servi cu puțină dulceață. Budinca cu bostan. Aceasta este budinca noastră. Eu o să pun direct aici pe fund. Puțină așa dulceață. Ia uitați. Așa. Budinca noastră cu dulceață, o puneți pe o farfurie și o serviți. Un deliciu. Budinca cu bustan, cu griș. Aceasta este budinca. Așa, acestea sunt fursecurile. I-am să vi le pun așa să le vedeți pe toate ce am făcut noi astăzi. Să vedem și crostata dacă este gata. Așa. Aici avem băutura noastră, băutura cu ghimbir, cu scorțișoară, cu lămâie și cu ghimbir, scorțișoară și cu curcumă. Așa, și ia să vedem crostata cum este. Hai, cred că este aproape gata, ia uitați-o. Așa. O mai las puțin, puțin, puțin. Ia uitați ce minunăție. O mai las 2 minute. Acestea sunt rețetele de astăzi. Eu vă pup dulce. Vă urez un weekend plăcut. Vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Că sunteți alături. Că îmi dați like. Că distribuiți. Vă pup dulce, dulce, dulce. Și vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. O zi frumoasă. Vă doresc multă, multă sănătate. Și ne vedem luni cu alte rețete. Am să pun în comentarii poze și cu budinca. Și cu mini crostatinele, și cu crostata, și cu băutura noastră delicioasă și sănătoasă. Vă pup, o zi frumoasă în continuare și weekend plăcut. Multă, multă sănătate vă doresc. La revedere, pupici! Vă mulțumesc din suflet!